În opinia multora, este unul dintre scriitorii cel mai bine vânduți în afara țării, după alții, autorul cel mai bine promovat pe plan extern, după Mircea Cărtărescu, de către Institutul Cultural Român. În fine, Gabriela Adameșteanu reprezintă, mai ales pentru ultima parte de critici, enunțată, scriitoarea modestă, hiperbolizată de către cea mai importantă instituție națională de cultură, ICR. Gabriela Adameșteanu, scriitorul, jurnalistul și traducătorul român, redactor șef al mai multor publicații, s-a născut la Târgu Ogna la 2 aprilie 1942. Este fiica profesorului de istorie Mircea Adameșteanu, de la care Gabriela a dobândit darul de a recita și moștenit înclinarea spre științele umaniste. Tata a avut o foarte mare influență asupra formației mele. În primul rând, el probabil a fost inițiatorul faptului că învățam poezie pe din afară. Eram un aparat pur și simplu mecanic de recitat, care nu știa ce spune și la un moment dat, bineînțeles, mă gândeam la altceva și recitam. Activitatea scriitoricească a Gabrielei Adameșteanu cuprinde 4 romane, câteva nuvele, dar și traduceri din Maupassant, Pierre și Jean sau Hector Bianciotti, Fără îndurarea lui Isus. Despre scriitoare, criticul Nicolae Manolescu spunea în Istoria critică a literaturii române, însă, în deceniile de după 89, când a fost acaparată de jurnalism, Gabriela Adameșteanu nu pare a mai fi scris proză, dacă exceptăm reluarea de 3 ori a Întâlnirii, cu un efort meritoriu, dar neîncununat de succes. În aceeași lucrare, la aceeași pagină 1201, tot Nicolae Manolescu aprecia despre romanul Întâlnirea. Întâlnirea este un roman ratat. Folosind date din biografia unchiului ei, arheologul Dinu Adameșteanu, ambiția autoarei a fost să descrie condiția universală a exilatului, mistuit de dorul țării natale. Ar fi fost un roman de spionaj dacă autoarea ar fi fost preocupată de evenimente și suspans, nu de o psihologie care trenează banal pe 10 de pagini. Ei bine, în final să tragem o tușă. Dacă Institutul Cultural Român a promovat-o în străinătate pe Gabriela Adameșteanu, parese prin Horia Radu Patapievici, iar o personalitate precum cea a lui Nicolae Manulescu are opinii nu tocmai favorabile Gabrielei, unde e adevărul? Cum să o apreciem pe jurnalista și scriitoarea Adameșteanu?